Slovacul Peter Sagan a câștigat etapa 3 a, a Turului Franței, desfășurată pe o distanță de 212 km. Etapa a treia turului Franței a traversat trei țări. Startul s-a dat în Belgia, caravana a intrat apoi în Luxemburg, iar pe final s-a concurat în Franța. Ultima dată când Le tur a parcurs trei țări în aceeași etapă s-a întâmplat în 2009, Elveția, Italia, Franța. Peter Sagan nu a avut emoții la final, deși sprintul în ascensiune a fost unul dificil. Slovacul a făcut față oricărui atac venit din spate, astfel că și-a trecut în cont primul său succes în această ediție, al optulea per total. Geraint Thomas de la Sky își păstrează tricoul galben, pe care se pare se pregătește să-l predea liderului echipei sale, Chris Froome, care a urcat pe locul secund. Etapa 4 a, a turului Franței va avea o serioasă simbolistică europeană, trecând prin Schengen, între mondorf Flebeins și Vitel, 207,5 km cu un traseu favorabil din nou sprinterilor.